Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii în Dialog cu Consumatorii. În această seară v-am pregătit o temă foarte interesantă și anume obezitatea și ce trebuie să știm noi despre produsele pe care le consumăm. Vom discuta toate aceste lucruri alături de doamna Cristiana Glavce, director al Institutului de Antropologie Francis Rainer, Academia Română. Bună seara! Bună seara! Bine v-am găsit la noi și sper să dezlușim din misterele produselor pe care le consumăm și poate uneori nu știm ce consumăm. Și eu mă bucur că pot să comunic cu oameni care să înțeleagă ce înseamnă obezitatea și cât de periculoasă este. Sper că cei de acasă au întrebări pentru noi. Așteptăm să ne adreseze orice întrebare pe chat sau prin intermediul telefonului pe care îl vedeți afișat pe ecran. De asemenea, nu uitați că pentru ziua de miercuri, orice probleme aveți legate de produsele pe care le-ați cumpărat sau serviciile la care ați apelat, ne puteți da un e-mail pe adresa telecon@protecția-consumatorilor.ro. Așadar, să revenim la tema noastră, obezitatea, care este boala secolului 21. Așa se profilează, fiindcă cu adevărat afectează din ce în ce mai multe persoane pe întregul glob. Practic, este o suferință a organismului nostru care încearcă să se adapteze într-un fel și stilului de viață, dar și alimentației, care totuși este stresantă pentru el. Aș vrea să dăm o definiție clară a obezității, pentru că poate de multe ori obezitatea e confundată cu mai multe kilograme în plus și nu e văzută ca o boală. Da, obezitatea practic este primul semnal important pe care ni-l dă organismul că ceva nu este în regulă, că suntem în suferință. Este un câștig de kilograme în plus, un câștig mare de kilograme în plus, pe care organismul trebuie să le susțină. Cum ar fi pentru o persoană, să spunem, poate și dacă să vor să știe, să luăm o medie, 1,70 m, de la câte kilograme în sus începe a fi obeză? Depinde foarte mult și de structura individului, fiindcă sunt persoane care au o satură, care cântărește mult, și sunt persoane gracile, adică coase subțirele, la care un kilogram în plus efectiv se cunoaște. În general, se calculează kilogramele normale pe care le poate duce un organism în funcție de înălțime și kilograme. Practic, este o formulă, împarți kilogramele la înălțime și obții un indice care se numește indice de masă corporală și care are anumite limite, la fel ca orice analiză pentru funcția organismului nostru, de minim și maxim. Și trebuie să ne încadrăm într-o normalitate. Deci, pentru 1,70 m, de la 65 de kilograme până pe la 72 de kilograme ar fi normalitate. Dar 72 deja de kilograme ajunge în zona maximă. E un semnal de alarmă. Avem deja și o întrebare pe chat. Angela ne spune că are 50 de ani, îi se pare că este grasă, are 1,60 m și 85 de kilograme. Da, este. 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 Și trebuie să aibă grijă, fiindcă aceste kilograme în plus, această împânare a organismului cu țesut adipos, cu țesut gras, perturbă funcționarea întregului organism și duce la boli grave. Ne întreabă ce poate face, fiindcă a ținut foarte multe regimuri, nu mănâncă mult, gimnastică din când da, în când. Da, ce se întâmplă? Noi nu suntem conștienți că în spatele nostru avem o istorie de sute de mii de ani. Deci, om, suntem de acum 600-700 de mii de ani. În toată perioada asta, care am străbătut-o până astăzi, s-a câștigat hrana extraordinar de greu. S-a depus un efort mare ca să se poată hrăni omul. Și dintr-o dată ne găsim într-o avalanșă de hrană pe care o obținem foarte ușor în comparație cu istoricul nostru. Și atunci este normal să nu realizăm care este cheltuiala organismului pentru a avea activitatea normală și cât de mult mâncăm. În plus, din cauza acestei perioade extrem de lungi de privație de alimentare, organismul are capacitatea de a magazina hrană pentru perioade de restriște. Noi nu mai avem perioade de restriște.
Dar organismul are o încăpățânare de a-și ține rezervele deja acumulate. Fiindcă așa este el programat să funcționeze. Și atunci, aceste alternanțe de regimuri severe cu perioadă de alimentație normală dezechilibrează organismul și îl face să-și reducă metabolismul, cheltuiala de energie la minimum și să-și păstreze kilogramele cu dietă foarte restrictivă, o dietă foarte scăzută în calorii. Se pregătește practic pentru o nouă perioadă de dietă drastică. Da, se pregătește pentru următoarea perioadă. Și cu cât sunt mai dese aceste alternanțe, cu atât se încăpățânează organismul să-și păstreze kilogramele lui. Și atunci trebuie colaborat totuși cu un specialist. Sau tu să ajungi la un moment în care să-l determini să-și consume rezervele. Deci trebuie o perioadă lungă de regim și combinată cu mișcare. Fiindcă trebuie obligat organismul nu să-și păstreze kilogramele astea cu orice preț, ci să și le cheltuiască într-un efort fizic. Noi suntem construiți ca oameni pentru efort fizic, pe care nu-l mai facem deloc. Așadar, Andrei, iată, ți-a răspuns și ție la întrebare. Ce poate face ca să slăbească, inclusiv să mănânce, deci în primul rând sport și alimente, a spus și dumneavoastră. Mai avem o întrebare tot de la Andrei. Care sunt alimentele nesănătoase? Alimentele nesănătoase, în general, sunt toate alimentele produse industrial. Și marele defect al producției industriale este că nu se scrie exact ce conțin. Nu avem o listă a conținutului acestor alimente, care în general sunt foarte bogate în calorii, foarte de multe ori cu nutrienți, cu substanțe nutritive în cantitate mică și acest aport de calorii pe care noi nu îl consumăm, ci doar îl mâncăm, se depune ca grăsime. Deci efortul fizic absolut necesar. Obligator. În afară de ce ați vorbit referitor de procurarea hranei, care ar mai fi cauzele obezității? Bineînțeles că sunt și cauze patologice, dereglări de metabolism, sunt în special dereglările de metabolism. Când organismul nu mai funcționează în normalitatea lui. Există și perioade din viața noastră când suntem susceptibili de a deveni mai ușor obezi. Este perioada de pubertate, mai ales înaintea pubertății. Perioada prepubertară este sensibilă. După aceea, bărbații, în general, după 35 de ani, au tendința să se îngrașe tocmai datorită stilului de viață, se căsătoresc, se liniștesc, devin sedentari, iar la femei este o problemă menopauza. Perioada de premenopauză, menopauză, este extraordinar de importantă. Deci femeile au, bărbații încep de pe la 35 de ani, pe la 50 de ani încep să slăbească, fiindcă energia nu mai este aceeași, caută să-și recupereze, să-și trăiască o a doua tinerețe și atunci sunt preocupați de silueta lor și își impun o anumită siluetă, iar la femei, 40-45 de ani, 55 de ani, este o perioadă critică. Când metabolismul se modifică și normal că aduce un câștig de kilograme. Referitor de ce ați vorbit mai devreme, Marian ne întreabă cum se manifestă o dereglare a metabolismului, ce simptome avem? Stări de greață, somnolență, dureri musculare? Nu neapărat. În principal, organismul, dereglările organismului sunt destul de silențioase. Le depistăm mai repede prin analize medicale. Cresc trigliceridele, crește colesterolul, crește glucoza din sânge. Deci funcțiile glandelor noastre se modifică. Se modifică în sens patologic și atunci prin analize mai ușor ne dăm seama decât printr-o stare fizică, fiindcă starea asta fizică este de alterare foarte, foarte, foarte înceată de la zi la zi. Nu cred că multe persoane o percep ca atare.
Aș vrea să ne spuneți câteva lucruri despre obezitate la modul general. Există la adulți, dar și cea infantilă știu că este Ce este mai periculos în ultimii 20 de ani este instalarea obezității foarte devreme în evoluția vieții noastre, începând chiar de la sugar. Bine, dar există perioade în care organismul știe să se și reechilibreze, are o putere a lui de a se reechilibra. Perioada primilor pași, perioada de 5-6 ani, când sunt mai... Când au un plus de energie și își manifestă energia în mișcare. Cine sunt vinovații pentru obezitatea infantilă? Părinții? Toți suntem vinovați. De la părinți, la școală, la producători, la reclamele ostentative care sunt pentru produse efectiv dăunătoare copilăriei. Referitor la efecte, haideți să vedem care ar fi acestea. Efectele sunt bolile care urmează, adică dereglările deja instalate pe organe, practic întreg corpul suferă. Tulburările de circulație, atacurile cerebrale, toate organele, inima se învelește într-un strat de grăsime, nu mai are posibilitatea să miște cum trebuie, vasele de sânge se încarcă de colesterol. E un dezastru ce se întâmplă în organismul nostru dacă nu avem grijă să-l ajutăm să depășească fazele astea critice care încep să fie semnalate prin câștigul foarte rapid de kilograme. Câștigul foarte rapid de kilograme e un semn de alarmă. Aveți câteva date statistice referitoare la români? Sunt date pe șanțiu. Noi nu am făcut o analiză a nivelului în populație, a nivelului obezității. Nu avem astfel de studii. Avem studii studii punctuale în București pe copii, în București pe adulți. După aceea a fost un studiu foarte interesant care a fost făcut de institutul de academicianul Ionescu Târgoviște, care este specialistul nostru în obezitate, bine cunoscut și care are foarte multe lucrări în domeniul acesta. Dar vă spun, sunt punctuale pe țară, dar totuși intrăm printre țările cu un procent de obezitate mare din Europa, chiar foarte mare. Și mai mult cea infantilă sau la adulți? Deocamdată e la adulți. Copiii, dar și copiii sunt afectați. Aș vrea să mai luăm câteva întrebări de pe chat și nu uitați că ne puteți scrie în continuare sau ne puteți apela pe numărul de telefon afișat pe ecran. Gelu vă întreabă dacă se poate face cancer de la mâncatul neregulat și alimentele prefabricate. Cancerul este o mulțire a celulelor necontrolată a celulelor. Deci, poate fi, încă nu se știe exact ce provoacă cancerul, dar între obezitate și cancer există o corelație înaltă. Se întâlnește mai frecvent cancer la persoane obeze decât la persoane care sunt în deplină sănătate, normal. Tot de pe chat mai avem un sfat de la Andra, evitați prăjelile, să nu mai mâncați fast food. Acum este o problemă, nu știu dacă fast food-ul nu a început să ia în considerare această problemă a meniului lor și dacă nu a început să era vorba că vor da salate de acum încolo, că vor da alimente fără prăjeală, n-aș ști să vă spun că am depășit vârsta fast food-ului. Cei care frecventează, sigur, pot confirma că lucrurile poate nu stau chiar așa. Nu, există o relație foarte strânsă între persoanele care merg la fast food și obezitate. Asta se știe, toată literatura vorbește. Am vorbit mai devreme despre obezitatea infantilă și despre părinți. Să ne spuneți cum putem preveni obezitatea? Prin controlul alimentației.
obișnuit copilul să, în primul rând, neforțat copilul să mănânce. Copilul care refuză mâncarea fără să aibă niște semnale de boală, trebuie lăsat în ritmul, în ritmul metabolismului lui. Nu cam așa a fost crescut, mănâncă, mănâncă? Da, mănâncă, tot termină din farfurie. Nu. Este un obicei prost, tocmai fiindcă în farfurie nu mai îi se pune mâncarea tradițională, care nu avea atâtea calorii. În general, suntem tributarii industriei. Și alți pași care ar mai fi de luat? Pentru părinți să vorbim de data aceasta. Deci, în afară părinții, de... în primul rând, dulciurile. Se pare că zahărul e unul din cel mai dintre cei mai puternici inamici ai sănătății noastre, din toate punctele de vedere. Deci ar trebui eliminat zahărul, mai ales zahărul rafinat, care conține și tot felul de substanțe pe parcursul. Este un produs industrial. Deci are... Nu este, adică nu este o substanță pur naturală. Să se încerce înlocuirea zahărului cu miere, de exemplu, obișnuit copilul să mănânce miere, dar în general percepția de gust pentru dulce, noi o avem născută, dar poate fi controlată. Dacă nu este obișnuit copilul în prima copilărie, chiar sugar fiind, cu dulcele, va fi mai rezervată în a consuma dulce. Cum îl putem obișnui? Cu fructe? Sau... Cu fructe, cât mai mult fruct, dar și cu fructele e o problemă, fiindcă și astea au un procent mare de tot felul de substanțe din îngrășăminte, din pesticide și mai ales din substanțele pentru conservare. Deci aici, practic, trebuie noi... populația de astăzi să ne obișnuim cu alimentația care ni se oferă totuși, dar încercând să eliminăm pe cât posibil adausul care ne-ar dăuna. Și părinții, de unde se pot informa? Pentru că uneori internetul e cu duș și întors, dacă nu au cunoștință despre o alimentație sănătoasă, unde se pot adresa? În primul rând, părinții, prima copilărie, au legătură cu medicul. Și care medicul de familie, medicul pediatru, care dă sfaturi precise și este în cunoștință de cauză. După aceea, există tot felul de asociații care promovează cultura de a fi mamă, de a crește copilul, de a fi părinte, mai bine zis, că și tatăl are aceeași responsabilitate ca și mamă în creșterea copilului. Deci, informații se pot găsi. Nu știu cât de bine este să ne credem, să ne încredem în toată informația de pe internet. Fiindcă este și informație presupus exactă pe lângă informația reală. Dar deci ar trebui să facem o oricare distinție. Este, da. Institutul pe care îl conduceți are anumite programe, eu știu, anumite campanii legate de alimentație? Noi avem proiectele, temele noastre de plan, în care se referă la studiul populațiilor actuale și la studiul populațiilor istorice. Avem și paleoantropologie și antropologia populațiilor actuale. Și una din tematicile institutului, de aceea am ținut să vin, este problema obezității și, în special, obezitatea la copil, care este mai gravă decât la adult, fiindcă ea poate să pună o pată neagră pe toată evoluția viitoare a acestui copil. Și apropo de evoluție, cum a evoluat omul? Brusc în ultimii ani spre obezitate? Nu. Evoluat în sensul a evoluat rapid în sensul de acumula greutate. În sensul de acumulație adipos. E singura, hai să zicem, modificare efectiv vizibilă. Și studiile pe care le-ați făcut, ce cauză au evidențiat? Mâncarea sau lipsa activității fizice? Este un complex de factori. Este și mâncarea, este și lipsa de mișcare, care este foarte importantă. Și felul de a ne autoregla, de a ne autocunoaște.
O să luăm o scurtă pauză de publicitate. Înainte, nu uitați că ne puteți adresa orice întrebare aveți pe chat. De asemenea, ne puteți scrie legat de problemele întâmpinate în achiziționarea unor produse sau servicii din România pe telecons@protecția-consumatorilor.ro și vă așteptăm să ne dați și un like pe pagina de Facebook. Revenim imediat. Intră acum pe www.iatitudine.eu. Dar ce ați făcut? Nimic, abia l-am cumpărat. Ați pus și degetele pe ecran și axipildul ăsta. 3 milioane și e ca nou. Glumiți. Știți cine sunt eu? Sunt cetățean european și am drepturi. Dacă produsul cumpărat nu funcționează cum trebuie, ai dreptul la reparație gratuită sau să primești altul în loc. E dreptul tău. Acționează! Intră acum pe www.iatitudine.eu și direcționează 2% din impozitul pe venit. Ajută-ne să ajutăm! Protejează mediul fără să faci efort. Intră acum pe www.iatitudine.eu și direcționează 2% din impozitul pe venit în campanii de protecție a mediului. Știți unde mă găsiți. Mulțumim. M-ați chemat? Da. În pachet scria că avem aer condiționat și... A, am uitat. Poftiți. Glumiți. Știți cine suntem noi? Suntem cetățeni europeni și avem drepturi. Dacă pachetul turistic nu corespunde ofertei inițiale, ai dreptul să ceri respectarea acesteia sau despăgubiri. E dreptul tău. Acționează! Salvează o viață fără să faci efort. Intră acum pe www.iatitudine.eu și direcționează 2% din impozitul pe venit pentru campanii de prevenire a abandonului și abuzului copiilor. O nouă atitudine. Ajută un copil fără să faci efort. Intră acum pe www.iatitudine.eu și direcționează 2% din impozitul pe venit în campanii de educare. Revenind la discuția noastră despre obezitate și se pare că avem foarte multe discuții și pe CED. Sabin ne spune să mâncăm sănătos, salate și foarte multă carne, probabil și legume la grătar. Sunteți de acord cu acest lucru? Nu sunt de acord. În primul rând, fără fructe, fără o cantitate de glucide, de hidrocarburi, pâine neagră, neapărat, Nu se poate. Organismul nu este obișnuit la un regim vegetalo-carnivor, adică și salată, înțelegând câteva frunze. Nu. Și un astfel de regim poate că începe să fie potrivit pentru perioade, pentru un matur, dar pentru un copil sau un tânăr care încă este în formare, care are nevoie de substanțe organice să-și formeze organismul, nu se poate să-l privatizezi de lapte pentru calciu, nu poți să-l privatizezi de brânză, ouă. Ce alte alimente? Haideți, dacă tot am intrat în această discuție, să vedem la copii și la adulți, în mare, cam cum ar trebui să arate meniul nostru? La copii, copiii sunt în continuă mișcare, au o continuă modificare a metabolismului lor. Deci ei trebuie alimentați cu toată gama de categorii de alimente. Tânărul de asemenea este încă în formare. La adult metabolismul s-a echilibrat. Începem să avem
o stare a organismului destul de constantă pentru o perioadă, știu eu, între 20-25 de ani și până pe la 40-45 de ani. După aceea începe activitatea organismului și atunci se poate ca mâncarea să fie, mă rog, atenția pentru mâncare să fie concentrată mai ales pe aportul de calorii, nu atât pe varietatea de produse consumate. După aceea, până pe la 65 de ani, începe să se scadă cheltuiala organismului. Avem o altă fiziologie, după care vine bătrânețea, când consumul se reduce și deci și regimul trebuie adecvat acestor stadii de evoluție ale noastre. Și numărul de mese, fiindcă e mitul acela cu să nu mâncăm după ora 18, câte mese ar trebui să avem? Este bine să se mănânce acele 3 mese la ore care să se respecte, pentru ca să fie pregătit organismul pentru a-și începe activitatea de asimilare a alimentelor. Și în această activitate, organismul cheltuie destul de multe calorii, așa că are nevoie. Și este bine să fie obișnuit să înceapă activitatea la anumite ore. Povestea cu până în ora 7, după ora 7, depinde foarte mult de individul însăși. Fiecare dintre noi suntem diferiți. Fiecare dintre noi avem sensibilitățile noastre. Dar este bine, ca să nu se mănânce în preajma culcatului, în preajma perioadei de repaus, fiindcă cu adevărat atunci organismul cheltuie minim din energia pe care am mâncat-o și deci transformarea în țesut adipos e foarte ușoară. E garantată. De aceea, dar depinde foarte mult. Există pe persoane care lucrează noaptea. Nu există chiar o barieră fixă. Avem tot o întrebare de pe chat, de la Ionela. Spune că cineva lucrează pe teren ca agent de securitate, conduce mult, adică nu mergea mult pe jos. Ce poate face în acest caz? Pentru că sunt, adică da, nu are șansa, bine, ocazia să stea la masă. Aici ar trebui și o cultură. Noi nu avem cultura în a ne analiza pe noi înșine și nici în a ne porționa mâncarea. Francezii, când merg la măcelărie, comandă numărul de tranșe, de felii de carne, în funcție de numărul persoanelor care sunt la masă. Noi când mergem la măcelărie, luăm cu kilogram. Deci ar trebui să avem, să știm că 150 de grame de carne înseamnă o porție de mâncare, că o anumită cantitate, o felie de pâine, dar nu de 3 degete, felie de pâine subțire, cam de 50 de grame, înseamnă suportul unei mese. Deci ar trebui să știm aceste lucruri de a ne porționa cantitatea de mâncare. Asta este post. Trebuie mâncat foarte diversificat, dar în cantități mici. Ați menționat subiectul pâine. Pâinea este importantă. Pâinea, cerealele sunt importante, fiindcă aduc un aport și de vitamină, deci pâinea albă trebuie eliminată. Pâine integrală, pâine de graham, pâine care să conțină întreg bobul de grâu. Nu, pentru că făină cu apă nu are niciun aport. Tocmai. Deci trebuie să aibă și celuloza, trebuie să aibă și fibrele, trebuie să aibă și sărurile minerale care sunt conținute în bobul de grâu. Prin tărițe se elimină toate aceste substanțe foarte utile organismului. Și dacă sunt, poate, doamne și domnișoare, cărora le e frică, să spunem, de pâine, de consumul de pâine, că ar putea să se îngrașe, cu ce ar putea înlocui pâinea, astfel încât să nu priveze organismul de anumiți nutrienți? Poate înlocui cu diverse boabe, grâu, mei,
sunt tot felul de, semințe care pot fi, care pot înlocui pâinea. Mai să mai luăm o întrebare de pe chat, de la Andrei. Ce putem mânca între mese? Eu nu pot sta nemâncat între mese. Dacă trece o oră, mi se face foame. Ideal să mânc covrigii, biscuiții sau merele? Nu. Merele, da. Biscuiții, mai puțin. Câte un fruct și poate un biscuit, doi, dar nu un pachet. A spus despre fructe că și acolo sunt mici probleme. Care ar fi cele recomandate să le... Păi aici intervine controlul care trebuie făcut pe, la loturile de fructe și văzut dacă au sau nu conținuturi nepotrivite. Noi n-avem cum. Ați vorbit de control. Haideți să vorbim puțin despre controlul alimentelor și tuturor lucrurilor pe care le găsim în magazine. Ce ne facem? Este o varietate atât de mare. Cum știm, că ați spus, sunt probleme pe etichetă? Cum știm să alegem un produs bun? Păi ar trebui obligați absolut toți producătorii să scrie ce conține un produs. Care este cantitatea de proteină, de exemplu, care e cantitatea de grăsime, care e cantitatea de apă și care e cantitatea de sare. Fiindcă sarea alături de zahăr începe să fie periculoasă. Să le spunem celor de acasă unde se ascunde sarea, pentru că multe alimente conțin sare fără să știm. Unde nu se ascunde sarea e greu de spus, fiindcă practic totul conține și un pic de sare. Mezelurile? Mezelurile, pe mine, nu știu cum ar trebui alese, sincer să vă spun. Fiindcă au tot felul de amestecuri, tot felul de adausuri, care n-au nimic a face carnea, fiindcă în momentul în care spui mezel, spui o cantitate de carne. Deci trebuie pe etichetă să fie indicat minimum 70% carne. Spre exemplu, cremvuștii cumpărăm... Nu, cremvuștii... Nu scrie nimic pe ei dacă nu sunt din aceia ambalații. Da, nu, cremvuștii sunt o categorie pentru moment. Eu sunt mare iubitoare de cremvuști, dar nu am încredere în ce este introdus în mațul acela de cremvuști. Ne întreabă Șerban Pecet dacă eliminarea definitivă a sării face rău organismului. Da, eliminarea definitivă a sării face foarte rău organismului. Duce până la stări de comă. Deci nu trebuie eliminată sarea. Nimic nu trebuie eliminat. Tot trebuie mâncat cu conștiință, cu cunoaștere. Și sare, zahărul, care poate să fie eliminat, dar sarea nu. Ne-a spus mai devreme despre meniul în general pentru viața sănătoasă. Haideți să dăm și exemple clare. De exemplu, dimineața trebuie cereale cu un iaurt sau cu lapte. Cum vedeți un meniu exact? Dimineața? Pentru că avem și oameni pe chat care vor să știe. Acum, altă problemă este această durată foarte lungă a produselor în magazin. Am văzut laptele care ține luni, da, și luni întregi. Bine, există un proces de pasteurizare și de închidere a cutiilor acelea speciale. Dar un pic exagerat. Totuși, produsele cu termene foarte lungi, dacă nu știu ce garanție pot să aibă, de aceea și iaurturile au un termen lung. Ar fi bine să se mănânce lapte proaspăt, iaurt făcut în casă. Noi am uitat să facem anumite lucruri în casă. Am uitat să mâncăm tradițional. Fiindcă tradițional dimineața se mănâncă lapte, se mănâncă ou, se mănâncă o bucată de pâine, o bucățică de pâine. Asta e, poate să fie și puțin unt, dar totul foarte cu măsură. Și cât se poate de mai fără intervenția mare a industrializării. Aceasta pentru micul dejun, pentru masa de prânz? Pentru masa de prânz ideal este să mănânci o supă, dacă se poate, cu multe legume. Nu este de eliminat nici supa de carne sau cu adaos de carne. Felul 2 și
un desert. Dar dacă toate s-ar face în casă, aștind de unde vin produsele respective, ar fi cu adevărat o hrană sănătoasă. Desertul făcut în casă, spuneți, cu ce ar putea înlocui zahărul? Zahărul se poate înlocui foarte bine cu miere, se poate foarte bine înlocui cu melasă, dar melasa la noi a dispărut, melasa direct de la producător. Nu știu cât de sigure sunt aceste, de exemplu, zahăr de agave. Zahărul brun este mai bun decât zahărul alb, fiindcă e zahăr netrecut atâta prin procesul de industrializare, nepurificat. Deci este mai bun. Dar iarăși, cu limită. Și pentru cină? Pentru cină e un produs lactat, poate un iaurt. Pe cina, iar toate mesele acestea trebuie gândite și în funcție de vârstă. În general, micul dejun, așa cum era tradițional la noi, trebuie să fie consistent. Prânzul să fie iarăși consistent și cina mai ușoară. Nu este de eliminat o supă, nu este de eliminat o friptură, cu o garnitură de orez, chiar și de cartofi în cantitate mică și nu foarte des, sau o garnitură de legume. Cât mai multe legume și fructe. Este bine să consumăm. Ați vorbit despre ciorbă. Ne întreabă Gigi pe chat că uneori are arsul la stomac după ce mănâncă ciorbe. Vă întreabă dacă este normal. Probabil că are un surplus de aciditate. Dar asta poate să fie născută, nu neapărat o boală. Dar s-ar putea să fie un surplus de aciditate și pe o bază fiziologică. Tot el ne întreabă ce părere aveți despre vinul roșu, dacă se poate bea un pahar în fiecare seară la masă, dacă îngrașă sau crește colesterolul. Francezii, care sunt destul de renumiți pentru silueta lor, beau seara un pahar de vin roșu. Dar și paharul de vin este pahar de vin de 150 de mililitri, nu de o jumătate de litru. Și aici trebuie o pondere și o revenire la niște norme cunoscute de noi din generații prin experiență. Ne-ați dat întregul meniu, iar între mese ne-ați spus fructe. Ce altceva mai avea voi în afară de fructe? Putem să mâncăm și niște semințe, niște, de exemplu, se poate, e bine neprăjite, dar asta este mai greu că nu sunt așa de gustoase. Dar este necesar să fie niște semințe care să ne aducă un aport de uleiuri naturale. O mână de arahide, o mână de migdale, migdalele sunt foarte bune. Iarăși. Neprăjite. Toate. Neprăjit, totul neprăjit. Alunele de pădure sunt iarăși, dar pumnuleț, nu pumn mare, totul la diminutiv. Mi-ați vorbit la început despre efectele obezității și fiindcă studiați această boală, aș vrea să vă întreb în plan social ce efecte are. În plan social, în primul rând, este o boală foarte costisită. Este în plan individual și în plan social. Individual îți strică imaginea de sine. Ne slăbește încrederea în noi. Ne face parcă vinovați de ceva și față de cei care ne înconjoară. Aspectul contează mult pentru fiecare persoană. Social, păi îmbolnăvirea costă. Costă prin costul efectiv al medicamentelor și costă prin scăderea productivității noastre. Și costă și prin momentul în care te apuci de o dietă? Păi sigur că da, costă. Să presupunem că printre cei care se uită la noi sunt și persoane obeze. Cui se pot adresa ei în afară de medicilor? Găsesc undeva sprijin, informații despre ce pași trebuie să facă în continuare? Sunt nutriționiști. Și cred că persoanele obeze, dacă și-ar impune, de exemplu, măcar
măcar jumătate de oră de mers, dar nu de mers agale, ci de mers așa ca și când ai pierde trenul. Adică până să simți că transpiri. S-ar simți mai bine. Acesta este singurul pas pe care îl pot face, primul, cel mai important, să mă primul, cel mai important, zic eu, este să facă mișcare fizică. Și familia cum îi poate sprijini? Acompaniindu-i la plimbările acestea. Un câine te obligă să mergi repede și te obligă să-l plimbi în fiecare zi. Iată o soluție. Pentru că este la fel și în cazul fumatului. Când cineva se lasă, parcă lumea, în loc să-l încurajeze, îi spune că nu o să reușești. Deci la fel trebuie și la persoanele care încearcă să slăbească. Da, dar în primul rând persoana trebuie să fie decisă că vrea să facă pasul acesta. Și după aceea cei din jur să-l sprijine. Dar trebuie decizia persoanei să conteze cel mai mult. Nu uitați că dacă doriți să ne puneți întrebări, o puteți face în continuare pe chatul nostru și de asemenea ne puteți trimite e-mail-uri și pe telecons@protecția-consumatorilor.ro. Ne găsiți pe www.telecons.ro toate emisiunile pe care le-am avut până acum. Și pentru că ne apropiem ușor-ușor de finalul emisiunii, aș vrea să întreb pe doamna doctor cum vede următorii ani în România legat de obezitate? În negru, în gri, în... Totul trebuie văzut în alb și acționat măcar în gri. Măcar să fim conștienți că trebuie să-l facem. Pe mine m-a uimit felul de a pune această problemă de către francezi, care își începe educația copiilor la grădiniță, dându-le o porție de mâncare și împărțind-o în două. Copilul fiind convins să mănânce jumătate și să lase jumătate. La noi cum a fost? Ce părere aveți despre programul acela cu cornul și laptele? Este pentru anumite categorii sociale este foarte bun. Pentru persoanele din clasa mijlocie și din cei care câștigă bine, cu adevărat nu are mare importanță. Dar pentru, mai ales pentru copiii din mediul rural și pentru copiii din clasele cu venituri scăzute, eu zic că este foarte potrivit. Și cum ce părere aveți? A fost ales bine? Laptele e tot din acela conservat? Laptele e foarte necesar, iar dacă cornul este din făină neagră, ar fi și mai bine. Și la școală, apropo că tot am deschis acest subiect, părintele cu ce își poate trimite copilul acasă în ghiozdan, la școală în ghiozdan? Cu un sandwich făcut din, de exemplu, un sandwich cu carne fiartă și un pic condimentată, sandwich cu un ou, sandwich care toate însoțite de o foaie de salată, de exemplu, și câteva rondele de roșii, ar fi perfect pentru o gustare de copil. Am anticipat, fără să vreau, întrebarea Simonei de pe chat. Dacă la copii ne-ați răspuns, să vedem noi adulții, dacă avem o viață agitată la serviciu, stăm toată ziua mai mult de 8 ore la serviciu, ce ne putem lua la pachet? Tot așa. Putem să ne luăm o salată, de data asta salată, fiindcă suntem adulți, cu un pic de brânză, din când în când cu un ou, cu carne, iarăși, mai bine fiartă decât prăjită. Avem tot de pe cet o întrebare legată de masa de dimineață. Untul sau margarina cu dulceață este o variantă sănătoasă? Dacă untul este într-o cantitate rezonabilă și dulceața este într-o cantitate rezonabilă și nu este zilnic, poate să fie foarte bine primit. Așadar, Simona, iată răspunsul. Aș vrea să ne întoarcem pe final la consumatorul român. Cum îl vedeți? Este interesat de ce consumă sau pur și simplu ia de pe raft în funcție de ambalaj? Și... Încă nu este interesat în ceea ce consumă. Noi am avut o perioadă grea, până acum 22 de ani, și bogăția aceasta de sortimente și de noutăți ne încântă. Și luăm de pe raft fără să ne uităm la etichetă. Asta este o greșeală de educație. Credeți că ne atrage ambalajul? Da, ne atrage ambalajul.
ne atrage ambalajul mai mult decât conținutul. Și asta are efecte negative, da. Foarte și mari. De asemenea, reclamele ar trebui în reclame să se țină cont și de compoziția produsului popus. Dar dacă, de exemplu, ați vorbit de etichetă, mie îmi trece tot ce conține, poate eu nu înțeleg ce înseamnă E100... Acelea sunt adausuri. Cu cât sunt mai puține euri, cu atât e mai bine. Dar pe produsul respectiv trebuie și cantitatea de sare, care e obligatoriu să o cantitate, e obligatoriu să o mâncăm zilnic, dar cantitatea asta se reduce la un sfert din linguriță. Nu, cred că din câteva felii de salam ne facem cantitatea pe câteva zile de sare. Apropo de euri, o să mai am o întrebare de pe chat. Ana ne întreabă dacă există și euri sănătoase. În general, nu prea există euri sănătoase, fiindcă eurile astea sunt adausuri pentru a mări valabilitatea, a mări durata de conservare, a determina un gust mai bun. Și toate astea sunt substanțe chimice, sunt substanțe chimice. Deci nu, n-ai cum să fie. Dacă e adaus de vitamină și menționat adaus de vitamină, e una. Dar când mai este rar. Eu, este un adaus care este în plus față de mâncarea noastră, care am fost noi obișnuiți sute de ani, să zic așa. Este o noutate pentru organism. Vreau să vă mulțumesc mult de tot pentru toate sfaturile pe care ni le-ați dat și celor de acasă pentru întrebările de pe chat. Rămâneți alături de noi în partea a doua a emisiunii Dialogul Consumatorii. Vom vorbi despre produsele ecologice. Luăm o scurtă pauză și revenim.